Doamna Pavlicencu, vă rog frumos. Ca tot o fac prima, așa că o să-mi dați încă jumătate de minut. Acum, în primul rând, în privința primarilor, colectarea semnăturilor a întrecut acest calvar și judecați, cum îmi spune un primar, păi de acum două partide au strâns semnături și mai trebuie atâtea partide. Am avut un calvar și ne-a judecat când am colectat semnături pentru alegerile prezidențiale. Doi, am întrebare, să vin și eu data viitoare cu primarii PNL? Acum eu vreau să vă spun că nu trebuie să coborâm ștacheta discuțiilor. Eu cred că aici trebuie să fie reprezentanți de la partide, care tot sectorul asociativ, extraparlamentar, diferite asociații, asociații primarilor care delegează pe cineva. Pentru că primarii vin și de la unii partide și obrăzesc alte partide, nu-i corect. Acum domnul Cosovan, prietenul meu, vreau să-i dau replică. Domnul Cosovan, dar opoziția unionistă din care faceți parte și dumneavoastră nu este pro-europeană? Eu vă rog să nu vorbiți despre cei care nu vin că sunt opoziție pro-europeană, pentru că în Parlament, din 2009 până atunci, până acum, s-au perindat foarte mulți pro-europeni, care de fapt au fost de orientare pro-estică. Acum, legat de promovarea sexului frumos, vreau să spun că sexul frumos este și puternic. Legat de minoritățile etnice, nu că au spus sexul frumos, e și puternic. Și cred că și bărbații sunt de acord cu asta. Acum, legat de minoritățile etnice. De obicei să fac replici negative, eu vreau să fac una pozitivă. Și vreau să-i felicit pe rusoling, pe alolingv, nu mai vorbesc de români, care au avut curajul astăzi, pentru că de obicei spune să nu vorbim despre asta, minoritățile etnice, că iată nu aduc voturi, care au spus foarte clar că se deschide o cutie a Pandorii cu această separare pe minoritățile etnice. Și aici nu sunt de acord cu Comisia de la Veneția. Noi, de exemplu, în PNL avem